vin cu o carte, și anume, că toate acestea vor determina ce va fi scris în ultima carte, anume Cartea Vieții. Toate lucrurile acestea ne ajută sau ne scot de a fi scris numele nostru în Cartea Vieții. De felul nostru de vorbire, de felul nostru de lucrare, de felul nostru de comportare pe care l-am avut, fac ca numele nostru să fie scris sau să nu fie scris în Cartea Vieții. Am auzit odată o mărturisire, mai mulți ani în urmă, când doi șoferi de aici din Oradea, erau doi șoferi, făceau transport de curse internaționale cu marfă din aceasta perisabilă și mergeau totdeauna împreună, circulau împreună. Ajungând ei odată prin Germania, a spus unul dintre ei celuilalt, zice, am auzit că aici în Germania este o vrăjitoare tare vestită. Eu vreau să merg până la ea, să-mi spună ce s-a întâmplat cu fratele meu. Eu am avut un frate care a plecat la școală și n-a mai venit de la școală și nimeni nu mai știe de el nimic. Au trecut mulți ani de zile, ne-am făcut mare și toți ne-am pus întrebarea unde este fratele meu, nici mor, nici eu, n-am știut. Hai să mă duc la vrăjitoare. S-a dus la vrăjitoare aceea și vrăjitoarea i-a spus exact ceea ce s-a întâmplat. Când a venit rândul celălalt coleg, a stat nu 10 minute ca asta, a stat vreo jumătate de oră și când a venit acolo, a venit plângând. Și ce s-a întâmplat? Că tu ai spus că n-ai nicio problemă. Ce s-a întâmplat? Ce ți-a spus femeia aceea de-a tu ai venit plângând de acolo? Am mers acolo înăuntru, zice, și m-a întrebat cum mă cheamă. Și după ce s-a uitat de acolo în cărțile ei, s-a tot uitat și tot a răscoit și tot a răscoit și la un moment dat mă întreabă. M-a întrebat un singur lucru, zice, domnule, zice, mi-a ta ai avut un moment în viața ta când ai făcut legământ cu Dumnezeu. Și atunci când ai făcut legământ cu Dumnezeu, numele tău a fost scris în Cartea Vieții. Așa e. Și eu nu ți-am găsit scris numele în Cartea Morților, pentru că eu acolo am acces. La Cartea Vieții eu nu am acces. Acum eu îți dau un sfat, ca om, zice. Du-te repede și ieși afară, zice. Și roagă că Dumnezeu să te ierte, pentru că ai făcut o mare greșeală că ai venit aici înaintea. Așa e. Pentru că Dumnezeu nu ți-a șters numele din Cartea Vieții. Și au venit unul și a spus, Doamne, ce bun ești Tu! Slavă Domnului! Atâția ani de zile eu n-am mai umblat la adunare, am motivat o formă sau alta. Și Tu ai avut milă de mine și nu mai știți numele din Cartea Vieții. Dumnezeu are milă de noi. Glorie Domnului! Dumnezeu se îngură de noi. Amin. De aceea fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă, ne dă un timp pentru ca noi să ne pregătim și să avem grijă ca legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu să-l ținem în picioare. Amin. Avem un Dumnezeu care nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărătă legii noastre, ce se îndură de noi. Mai mult decât atât spune cuvântul Domnului, chiar și în momente din viață pe care avem, când noi nu suntem credincioși, Dumnezeu tot ne este credincios. Aceasta este dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Aș dori ca fiecare dintre noi să avem grijă în vremurile care trăim. Și mai ales Scriptura ne spune, fiindcă știți în ce vremuri ne aflăm, ce fel de om era trebuie să fim noi? Ce fel de om ar trebui să fiu eu? Ar vrea ca fiecare dintre noi să ne dăm răspunsul noi însuși. Și Domnul să ne ajute pentru ca noi să avem grijă ca numele nostru să fie scris în Cartea Vieții pentru totdeauna. Amin.